aștept să fie cât, să spunem... 814, așa, în momentul ăsta. Și exact că nu uite mai mare. 117. Cât? 117. 13. Așa, da. Da. Deci 13. Da, 13. Da. Așa e corect. Deci ca și cum ar avea toți copiii de 13 ani. Cum ai aflat o? Păi așa e corect. Fiecare numărul de elevi cu vârstă. Da, nu-i corect așa. Adică câți ani avea? Da. Cei 10 elevi, fiecare cu 10, deci aflând numărul total de ani, adunându-i pe categorii. Și împărțind acum total de elevi. Da. Ca să vedem vârsta medie. Mm-hmm. Unde? Unde? Nu, da. Eu mai vedem o dată, dacă am dreptate. Da? Deci ca să afli vârsta medie înseamnă că aflând câți ani în total ar avea toți copiii la un loc și împărțim la total de numărul de copii. Și atunci am aflat vârsta medie a copiilor respectiv. Facem și subiectul 2. Da. Aveți test la Da, și subiectul 2, adică vedeți că e un subiect mai complex, așa, la subiectul 2, vedeți ce greu. Da, a fost un lucru interesant. La subiectul 2, 1, de drept un drum de concentrat drept, ca așa știu să facă. Deci, yes, 2, subiectul 2, 1. 2. Desenați. Un drum de concentrat drept. Prunci, Ce Și scoateți vârful, la tot și trunchiul, da? Căldare. Calculați media geometrică a soluțiilor ecuației. Media geometrică a soluțiilor ecuației. X pătrat plus 4x plus 4 egal cu 0. X plus 4 egal cu 0. De ce ne-ai dat? Stai că mă te înțeleg, de ce? Ai vrut să spui ceva? De ce nu spui? Cine vorbește aici? Ești pădat plus 4x. Plus 4. Să calculăm media geometrică a soluțiilor acestei ecuații. Deci ecuația asta probabil are două soluții. Sau 3, nu știu, 5. Păi să aibă 3, 5, 7. Nu câte are. Fiind de gradul 2, de ce știi cel mult? 2. Poți să n-ai niciuna. Când el dă negativ, n-a nicio rădăcină. Nici o soluție. Și trebuie să spui ceva de cine e o mai mare. Ții, mai cine e, bine, ții, că asta e cum să zicea de dinți, așa? Speriat, de parcă eu te pun la o sedație. X plus 2, acolo, cumva, totul la pătate. Da, da, deci echivalent. Cu X plus 2, ce? X plus 2 la pătate, egal cu 0. Și la pătate. X plus 2 egal cu 0. Deci rezultă că X plus 2 egal cu 0. X egal cu minus 2. Avem doar o soluție, nu? Două sunt, dar sunt egale. Deci X1, aici X1, egal cu X2 și egal cu minus 2. Și atunci media geometrică a lor, vedeți că asta n-am știut, asta n-au știut, X1 egal cu X2. Da. Cum ați fi încercat să faceți voi? Cu delta. Cu delta, bun. Știi cât e delta? Hai să vedem delta cât este. Delta egal cu B pătrat, adică 16. B pătrat minus 4AC. Și egal cu 16 minus 4 ori 1 ori 4. Adică 16 minus 16. Deci egal cu 0 delta. Și atunci X1, 2 grame și formula. Egal cu minus B plus sau minus radical din delta supra 2A. Și egal cu minus B, adică minus 4, plus sau minus 0, că delta egal cu 0, plus sau minus 0, supra 2 ori
a 2 luni. Și egal cu minus 4, plus sau minus 0, adică rămâne 5 supra 2. Și egal cu minus 2. Minus 2 pe 2, minus 4 pe 2, minus 2, plus 0, n-are rost mai spune. Da, gen, dea seama că x1 minus 2 egal cu... X1 egal cu x2 și egal cu... 2 minus 2. Aici vă dădea seama că ajungi și scap pe 0, sigur că da. Dar și de aici, când de totul am plăcut, înseamnă că sunt două valori egale. Două sunt. Motivul este că delta e egal cu 0. Deci x-ul egal. Și acum media geometrică? Egal cu proiectat din minus 2. Minus 2 ori minus 2. Egal proiectat din 4 și egal cu 2. Egal cu? 2. 2. Egal mai departe, n-aș fi putut zic. Egal cu radical din minus 2 totul la 2. Că minus 2 ori minus 2 face totul la 2. Așa. Și simplifică 2 cu 2, vin ce vin 2. Nu, că zi supra radical nu dă negativ. Și atunci cum? Deci modul, zic, modul din minus 2, care face totul. Deci vedeți cât important este să modul? Ca cei care merg și pe varianta asta și rățin radical din minus 2 la pătrat egal cu minus 2, fac o gălă, fac greșeală. Valoarea radicală nu este niciodată un număr negativ. Și ca să nu intrăm în momente de sălificire, punem modul. Corect. 3. Fie a mic egal cu radicalul din 4 minus 2 radical din 3. 4 minus 2 radical din 3. Plus radicalul din 4 plus 2 radical din 3. Minus 3 radical din 3. Calculați. A plus radical din 3, totul la puterea 2014. A plus radical din 3, totul la 2014. 14 egal cu? 15. Mirona. Ducem la a doua și spunem că a doua egal cu 4 minus 3 egal din 3. Deci ar lucrează. Ducem la a doua. Fac și totul la a doua. Da. Tu te gândești la radical cu opuși. Da. Fiecare. Fiecare cum gândește, cum îi spare. Tu, Mirona, mergem la ta ca și am dat libertatea să decide. Deci am pătrat egal cu 4 minus 2 radical din 3 minus 2 radical din 3 plus radical din 16 minus 12 plus radical din 16 minus 12 de unde e asta? Păi radical din 4 minus 2 radical din 3 plus unde o mulțim? Ați făcut să înțeleg că nu știu aici. Deci este aici vremea C. A plus B. A plus B minus C. Aaa, cred că știu formula asta. Poftim. Deci A plus B minus C. Totul A la 2. Egal cu? A la 2 plus B la 2 plus C la 2. Minus 2AC plus 2AB minus 2BC. Minus 2AC, de ce a zis ea minus 2AC? Că e minus C acolo. A și cu oricum minus C face minus 2AC. Minus 2BC. Da. Plus 2AB. Plus 2 ani. Și că face aia, să nu crează, să vezi cât de mult, sper că cât ai și luat decizia să apagodez. Normal. Practic ai cum cu jumătate, imediat. Deci, că ai luat decizia să apagodez. Ai luat decizia asta? Nu, că e așa, nu văd dacă să te ia cu timp. Deci, atenție multe. Eu am mers pe mâna ta, Daria Mirona, dar sigur că am sezat rapid că aici ție, nu ție la îndemână să vezi repede că este un trinom. A plus B minus C tot la pătrat. Stai de formula asta și când ridici fiecare la pătrat, am înțeles asta de scurt, dar de două ori, prima parte, ori asta, de două ori, asta, ori asta și... Ești evitată imediat să te abandonezi. Deci nu, nu din capriciu trebuie să te ții de idei. Exact. Ci imediat observ că nu-i tot mai bun. Pierzi timp. Și greși. Unii știi când ai avut dreptate, când ai avut o situație, când erau mai doi. Corect. Și atunci ai evitat la pătrat, după formul și tot foarte bine. Dar experiența de acord nu prea e când ai trei. Deci nu mai e voie să. Așadar ne toace. Repede la
ideal radical compus, Șabi vorbește. Bun, radical din 4 minus 2 radical din 3, egal cu radical din 4 minus radical din 12, A egal cu 4, B egal cu 12 și C egal cu radical din 2 minus 2. Da, și face radical. Egal cu radical din 16 minus 12 egal cu 4, 2. 2. Ce-o e de 2? Da, ce-o e 2. Și atunci vine radical din 4 plus 2 pe 2. Da, 2 pe 2 minus radical din 4 minus 2 pe 2. Și egal cu... Nu, și plus în continuare, că lucrezi la... A, vrei să-l finisez aici? Pe asta, e ca o zi, tu te faci. Egal cu radical din 4, 2, minus... Cu 4 și cu 2, 6, pe 2, 3. 3.
numitorul comun este... X minus 1 cu 2, X minus 2. 2. Aici am plătit cu X. Un X minus... A, dar e bine să spunem, există. Există E de X. Da? Există E de X. Dacă și mai dacă, X aparține lui el mai puțin elementele, așa e bine să cere registru, ca să știm în ce zonă lucrăm. Mai puțin 1, 2, și mai vedem acolo ce lucru. Și ai spus bine că întoarce la numitorul minus 1 și minus 2, că ai zis X plus 1. X plus 1 lângă X plus 2. Este X-ul diferit și de minus 1 și de minus 2. Și acolo să mai vedem X la doua. E plus 4 minus 3 și X minus 2 tot la a doua plus 1. Da, dar nu te avantajează. Trebuie tot un plus să fie. X minus 2 plus 1, X minus 1 pe lângă X minus 3. Cu uite, la mulțire facem plus 3 și când la adunare minus X, minus 3X, minus 4X. Deci pe 1 și pe 3. 1 e scăzut, mai am spune și 3. Și iată cum am stabilit zona în care lucrăm. X aparține lui iar mai puțin 1, 2, minus 1, minus 2 și 3. Am fost atenție și când face fracția și atunci și numărător și numărător de 0. Și atunci, aici am un X minus 2, da. Un X minus 1 și atâta. Și atunci e de X arată, e de X egal cu o linie de fracție. X minus 1 pe lângă X minus 2. Da. Și să fie X la 2 minus 2X. Mai via continuu, plus... Plus 2X minus 2. 2x minus 2 și minus, minus 2. Totul de mulțim Maria cu x minus 1 pentru că x minus 3 supra x minus 1 pentru că x minus 3 supra x plus 1 pentru că x minus 3 supra x plus 1 pentru că x plus 2 minus 2x cu plus 2 se reduc. X pe minus 4, care se scrie x minus 2 pe x plus 2. X minus 2 pe x plus 2. Da. Supra, sigur, și acolo x. Și să scriem supra x minus 1. X minus 1 pe x minus 2. Pe x minus... Ai spus tu bine. X minus 1 pe x minus 2 trebuie să scrie, da? Spune și eu, vreau să simplific, da? Că eu nu observă să mă asta. Supra x minus 2 a rămas. Tu vedem cu x minus 3, supra x plus 2 pentru x plus 2. X plus 1 pentru x plus 2. Și x plus 2 supra. X plus 2 cu x plus 2. Și rămâne x minus 2 pentru x. Și x minus 2 pe x plus 2, Maria. Și rămâne x minus 3 pe x plus 1. X minus 3 supra x plus 1. Deci e de x este egal. E de x egal cu adică cine cu? E de x este egal cu x minus 3 supra x plus 1. X plus 1. X minus 3 supra x plus 1. Și asta e forma cea mai simplă. Avem de rezolvat modul. Modul din x minus 3 supra x minus 1. Modul din e de x scriem egal cu 5. Echivalent. Poate spune că modul din x minus 3 supra x plus 1 egal cu 5. Egal cu 5. Ce ar însemna? X minus 3 supra x minus 1 e mai mare decât minus 5 și mai mic decât 5. Așa, dar la ce te gândești și eu? Când zici așa. Dacă ar fost din egalitate, dar egal cu 5. Am să scrie pe ora noastră, că nu cred că să fie... Cât ar trebui să fie aici ca să dea 5? 5 sau... Credeți, mă? 5 sau... Minus 5. Minus 5. Deci echivalent. Poate spune x minus 3 supra x plus 1 egal cu plus minus 5. E vorba de egalitate. N-a fost mai mic decât 5. Că ai fi spus toată asta între minus 5 și 5. Sau dacă spuneai mai mare la 5. În zona exterioară.
De la mine se vine până la minus 5, eu vin cu 5 plus se vine. Asta e banal, nu? Merge pe varianta Maria X plus X minus 3 supra. Supra X plus 1 egal cu 5 sau X minus 3 supra X plus 1 egal cu minus 5. Și avem că 5x plus 1 egal cu x minus 3. Deci x plus... 5x plus 1 egal cu x minus 3. 5x plus 5, nu? A, egal cu x minus 3. Egal cu x minus 3. Și... Și de data să o rezolvăm aici, sau tu vrei să duci jos, da? Da. E ceva de... Yeah. Sau... Sau minus 5x minus 1, ori x... Minus 5x? Minus 5. Minus 5 egal cu x minus 5. Minus 5x egal cu x minus 3. Hai la prima a de... 4x egal cu minus 8. Da. X egal cu minus 2. Deci la prima x egal cu minus 2. Da, și la... Sau... Sau x egal cu... Ia să vedem, e minus 4. Dacă ducem în partea cealaltă, 2, e minus 2. Vă rog. Cum ai făcut? Minus 4. Minus 6. Minus 6x. Minus 2. Minus 6x egal cu... Egal cu 2. Cu 2. X egal cu... Minus 1 metri. Minus 3. Minus 1 metri, da? Minus 1 metri. Deci soluțiile ecuației acestea, modul din 5x, din el x egal cu 5, x aparține mulțimii valorilor, așa scriem. Minus 2. Minus 2 și respectiv minus 1. Dacă cumva minus 2 este scăzut, fie nu mai e. Și vedeți? Suntem atenți. Îl luam. Păi bine. E foarte prost chiar. Acceptam pe minus 2, când am spus că e de minus 2. Deci ecuația nu are din soluția minus 1 pe 3. Multe grijă aici. Ne putem păcări. Suntem foarte încântați. Am ajuns, am găsit soluții două și am punctat și am lăsat așa. Ori nu. Suntem... Atenți că am precizat X, l-am lucrat la E de X în condițiile astea. Păi, soluția aceea nu poate să fie aici. Deci mai departe. 5. Arătați că mult. N mare egal cu 1. 3 la N, ori. Da. N mare egal cu 3 la 3 la N, ori 5 la N plus 2, plus 3 la N plus 2, ori 5 la N, minus 3 la N plus 1, ori 5 la N plus 1, este divizibil cu 19. Deci tot numărul ăsta se divide la 19. Așa scriu, se divide. Se împarte exact, adică la 19. Sau altfel ar mai fi fost scris în felul următor. 19 îl divide pe el. 19 este un divizor. Nu, cu numărul ăla se divide, adică se împarte la 19 și se scrie așa, sau 19 îl divide pe el, pe număr. Deci, este echivalent. Pot scrie în formă de aici, pe mine, se divide la 19, 19 se divide pe el, este așa. Acum, ca idee, cum vă propuneți? Eu am făcut așa 3 la M, 5 la M, 2 la a 5-a plus 3 la M, 2 la 5-a. 5 la 2-a. 5 la 2-a și am găsit cu toate alea. Și mă gândesc că are și 3 la M, 5 la M, de fapt. Dar să lucrăm. 3 la M. Visăm să apară 19 ca factor comun. Da, da. Și dacă apare 19, atunci numărul respectiv se divide la 19. De aceea zice mie N egal cu... Cu 3 la N. Ori 5 la 5. Ori 5 la N, ori 5 la 2. Putem spune doar 15 la N, ori 5 la 2, 25. Se înțelege? Da. 3 la N, ori 5 la N, face 15 la N. Ori 25. Plus. Maria, deodată. 3 la N, 15. 15 la N, ori 9. Ori 9, e 3 la 2. Minus 15 la N. 15 la N, ori 15. Ori 15.
grante, eu 50 de ani. 15 la el și egalul, peste tot 15 la el în factor comun, face 15 la el. 25 la 25 minus 9 minus 15. Și egal cu 15 la el, 19, care se divide la 19. Și trebuie să aștept. Mai vedem mai ceva de autor. Să vedem dacă suntem cu putere. Da? Și să facem factor comun. Și era deșteptat să apare 19 care de seara. 9 și îi facem, nu prin totul, pentru că da. M-am și de mătare la urmă, facem sinteză și cu trei, cu două probleme mai concrete, îi facem bine. Am înțeles. Așa că, să vedem sinteză la ore. Ce avem aici? Ce am făcut? Întâi am făcut problema aceea cu... problema aceasta cu radar cu pahar chimic, cu raza D și volumul care durează înălțimea paharului este acu, în înălțimea de 8. Sinteza ori. Păcat că n-am văzut acolo și fi fost geometria de ochi. Acolo era o problemă de geometrie de masă. Da. Mâine avem două doar de geometrie. Atunci o să facem mai geometrie. Da. Dar și să avem grijă, nu pentru că e altfel și că nici mai da, facem sinteză. Ar trebui să lăsăm tot. Da, de acord. Ce subiecte? Nu mai... Vedeți să subiecte valoare națională, omul intră și să uită în subiect. David? Nu l-am făcut în totalitate, nici el, nici astăzi, dar hai să vedem ce am făcut. A fost acolo volumul trunchiului, nu volumul... cilindrului. Volumul cilindrului. Da, dar asta am făcut subiectul 1 și 2, domnul profesor, și o problemă de subiectul 3. Am luat un subiect în totalitate. Așa putem gândi și așa. Doar nu știi nimeni cum e structurat. Așa, așa. Volumul cilindrului. Așa, am făcut... Volumul sferei. Da. Volumul sferei. N-am desfășurat atunci cu furnica. Alea laterală a cilindrului. Da. A cilindrului. La problema de geometrie și la algebră. La algebră, spuneți 1 și 2 și algebră în geometrie am avut. La sferă, spunem că am făcut volum și area... Și area, și area, da. Volumul și area sferei, da? Volumul și area. La algebră, când am trecut... Da, eu am făcut numărul natural cuprins în 3. Este. Deci, într-un interval. Da. Numele naturale cuprinse într-un interval. Funcții, puteri, compararea puterilor. Deci, funcții. La funcție aici, graficul. Intersectat cu axele coloate, la graficul intersectat. Cu axele de coloate. Așa. Puteri, compararea puterilor. Puteri. Compararea. Media geometrică. Media geometrică. Așa, media geometrică a două numere. Da, radical compuși. Radical compuși. Și
Mă duce să vedem. Vecin, la neamuri, vă zice, în parte de anul, da? La revedere!